Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universității Politehnica din București a profitat de ocazie și a venit cu o ofertă din partea Catedrei de Mașini și Sisteme de Producție atât pentru studiile de licență cât și pentru cele de master. Pentru studiile de licență avem 3 specializări, mașini și sisteme de producție, roboți industriali și logistică industrială. Toate aceste 3 specializări sunt acreditate și funcționează împreună cu mediul economic din toată țara. Cei care doresc să urmeze studii de master pot profita de oferta Universității Politehnica din București, care va înființa o grupă și la Mioveni. Este vorba despre concepție și management în productică. Această ofertă de master vine în sprijinul celor care au ceva experiență în domeniul ingineriei și în domeniul economic, astfel încât vor trebui să lucreze împreună pe niște teme în echipă. Am sprijinul autorității locale din Mioveni și din județul Argeș pentru a iniția o astfel de grupă începând cu septembrie 2011, pe o grupă de 20 de studenți cu finanțare de la buget. Ceea ce oferim noi în această catedră este foarte aproape de specificul vieții din Mioveni. Întreprinderile noastre trăiesc din acest tip de activitate industrială și noi suntem cei care pregătim în principal specialiști pentru această activitate industrială. Această specializare este acreditată încă din anul 2010. Cursurile se vor desfășura pe durata a 4 semestre, dintre care 3 semestre de cursuri și aplicații, iar cel de-al 4-lea este destinat stagiului de practică.